Dragii mei, doresc să încep prin a mulțumi bisericii pentru suportul în rugăciune. Dumnezeu a fost cu mine în America și aduc salutările mai multor biserici, dintre care cel mai important salut este Maranata, Domnul nostru vine. Am întâlnit acolo cercuri de rugăciune, frați proroci, oameni al lui Dumnezeu, oameni care se tem de Dumnezeu și trăiesc în sfințenie și să ne ajute Domnul împreună cu ei să-L așteptăm pe El. Amin. În această dimineață vreau să ne oprim la un subiect destul de complex, un subiect foarte sensibil și vreau să vorbesc despre binecuvântare și blestem. Trăim o vreme când ne-am obișnuit cu acest cuvânt, Domnul să te binecuvinteze, și am văzut predicatori care până găsesc în Biblie referința, zic Domnul să ne binecuvinteze și îl bag așa de umplutură. Am văzut cântăreți care până găsesc cântarea, zic mă, Domnul să binecuvinteze și parcă ne-am obișnuit cu cuvântul acesta. Dragii mei, vreau să vă spun că ceea ce ne înconjoară se împarte în material și imaterial. Și sunt două lumi pe care Pavel le descrie foarte bine și vreau să mă afișez acolo la proiector, 2 Corinteni 4:18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd, 2 Corinteni 4:18, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Cu alte cuvinte, dragii mei, Pavel vrea să ne facă atenți că ceea ce este vizibil trece, ceea ce noi vedem cu ochiul liber trece, ceea ce e material trece. Dar ceea ce e invizibil durează. Și atunci pe noi ar trebui să ne intereseze mai mult ceea ce e invizibil. Să știți că binecuvântările și blestemele aparțin unei lumi pe care nu o vedem cu ochiul liber, aparțin unei lumi spirituale. Și binecuvântările și blestemele sunt purtători sau sunt purtătoare ale puterii spirituale. Cuvântul binecuvântare apare în Biblie de aproximativ 410 ori. Cuvântul blestem apare aproximativ de 320 de ori. Binecuvântările produc rezultate bune și folositoare. Blestemele produc rezultate rele și vătămătoare. Și vreau să vă spun ceva foarte important despre cele două lucruri. Efectul acestor două lucruri, binecuvântare sau blestem, de obicei nu este limitat doar la o persoană. Are efect asupra familiei, asupra seminției, asupra neamului, poate avea efect asupra unei țări întregi, poate avea efect asupra unei biserici. Încă un lucru foarte important, un aspect foarte important, odată ce se declanșează, se poate transmite din generație în generație, până ce vine ceva care oprește binecuvântarea, sau până ce vine ceva care oprește blestemul. Am un prieten, a fost la o eliberare de demoni și duhul din acel demon a mărturisit că de 130 de ani era în acel neam, în acel suflet. Sufletul n-avea 130 de ani, de fapt omul pentru care se ruga prietenul meu lucrător, frate prezbiter din Belgia. Dar duhul spunea, sunt de 130 de ani în familia aceasta și m-am transmis de generație în generație. O intră 7 bărbați în zi de post, în 3 zile de post, în rugăciune de eliberare și Dumnezeu a lucrat. Slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că purtătorul principal al acestei puteri de blestem sau de binecuvântare sunt cuvintele. Pentru aia e foarte important să fim atenți la cuvinte. Proverbe 18:21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Și Iacov ne aduce mai atent în plan, folosind imaginea unei păduri care ia foc. Și spune Iacov în 3:9, cu limba aceasta, binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni, cei care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Dragii mei, pe lângă cuvinte purtătoare de blestem sau de binecuvântare, pot să fie și anumite obiecte. În Deuteronom, capitolul 7:25, te rog să afișez, Deuteronom 7:25, chipurile cioplite ale Dumnezeilor lor să le ardeți în foc, să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Următorul verset, să nu aduci nici un lucru urăcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire. Tu și lucrul acela, să-ți fie groază de el, să-ți fie scârb. De ce? Căci este un lucru blestemat.
Citeam despre un frate, bunicul lui a fost într-o expediție în China și ca să aducă ceva amintiri de acolo din China, au luat ceva suveniruri, le-au cumpărat de undeva ceva suveniruri. După ce bunicul acesta moare, împreună cu bunica, rămâne suvenirul acesta la niște nepoți. Și suvenirul acesta reprezenta, unul din suveniruri reprezenta niște dragoni. În miniatură. Ai fi zis niște lucruri care... Și o să zis fratele ăsta, mă, le-am pus pe perete ca să îmi amintesc de bunicul meu. N-aveam eu treabă cu dragonia, dar am pus pe perete ca să-mi amintesc de bunicul meu. O zis, fratele ăsta era slujitor, în momentul când le-am pus pe perete, din zilele acelea, luni întregi, ani de zile, au început să meargă lucrurile rău. Și nu știam de la ce. Nu mai aveam succes în slujire, nu mă mai însuțea puterea Domnului, în familie era ceartă. Aveam probleme cu copiii. Și am stat în post și am intrat în zile de post mai multe și în rugăciune și a spus fratele, Duhul Sfânt mi-a vorbit și a spus, uite-te bine, în casa ta sunt niște lucruri care au adus blestem. S-a uitat bine și până la urmă a început să simte o repulsie față de dragonii aceia. I-a dat jos, i-a aruncat la gunoi și i-a zis fratele acesta, după ce am făcut lucrul acesta, am scăpat, am avut eliberare și am avut pace, pentru că, dragii mei, sunt obiecte care sunt purtătoare de blestem. El nu știa, apoi s-a interesat că cei dragoni erau folosiți în China ca și obiecte oculte. Peste ei s-a cerut binecuvântarea în ghilimele a demonilor. Bineînțeles că era blestemul demonilor și omul acesta a fost afectat. Vă duc aminte de un alt obiect, dacă pot să zic așa, în Vechiul Testament era folosit în Numeri, capitolul 5, când o femeie își înșela bărbatul, îi se dădea să bea niște ape amare, care erau aducătoare de ce? De blestem. Te rog să afișezi Numeri, capitolul 5, cu 27. După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit, vă rog să sublineați cuvântul dacă, și a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea și îi vor precinui amărăciunea. Pântecele ei se va umplfla, coapsa ei se va usca și femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei. Dar, dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, vom vedea mai târziu un mesaj, va rămâne neatinsă și va avea copii. Dragii mei, sunt lucruri care aduc și binecuvântarea, sunt obiecte care aduc binecuvântarea, sunt lucruri fizice care aduc binecuvântarea, unde lemnul în Vechiul Testament reprezenta binecuvântarea și a fost făcut pentru sfințire. Levitic 8 cu 10, Moise a luat unde lemnul pentru ungere, a uns sfântul locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfințit. Și în versetul 12 spune, din unde lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Și acum înțelegem legătura cu Iacov, da? Unde lemnul folosit la ungerea cu unde lemn este un lucru care sfințește și care aduce binecuvântare, adică iertarea de păcate și însănătoșire. Și spun, Doamne, mai lucrează în acest fel. Mai târziu, acest unde lemn care aducea binecuvântarea era folosit. Uitați-vă la cazul cu Samuel, nu mai deschidem, pentru a pune împărați în slujbă. Dragii mei, Noul Testament găsim un alt, ca să spun așa, simbol, da, care aduce binecuvântarea, simbolurile folosite la cina Domnului, 1 Corinteni 10 cu 16. Noi de multe ori luăm foarte ieftin lucrurile astea, dar nu-s ieftine, să știți. 1 Corinteni 10 cu 16, paharul, ce fel de pahar? Binecuvântat, pe care îl binecuvântăm. Noi nu ne rugăm aici în față pentru pahar și pentru trupul Domnului când avem ce face. Este o binecuvântare, dragii mei, care este o încărcat de o putere spirituală pe care noi nu ne putem imagina. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Acum cineva poate să zică, fratele Cornel a sublinat aici, nicio problemă, înseamnă că pot să trăiesc cum vreau, mă ating de lucrurile astea și sunt binecuvântat. Nu e adevărat. Subliniem că fără credință și fără ascultare nu există binecuvântare. Vom vedea mai târziu. Dragii mei, binecuvântarea anulează blestemul și blestemul poate anula binecuvântarea. Niciun om din sală de aici, de la noi, sau cei care ascultă predica pe internet, nu poate fi și sub binecuvântare și sub blestem în același timp. Și acum vreau să fim foarte atenți. În spatele oricărei binecuvântări sau blestem trebuie să existe o cauză.
Proverbe 26:2, Biblia spune, cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Și acum vreau să ne uităm să vedem când nimerește, în ghilimele, binecuvântarea și când nimerește blestemul. Dragii mei, condiția esențială pe care Dumnezeu o lasă pentru noi, ca să fim binecuvântați, o găsim în Deuteronom 28:1. Haideți să fim atenți, sunt două condiții. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeu îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Și mai departe, continuă capitolul și îți vorbește despre binecuvântări. Adică dacă vrei să fii binecuvântat, tânăr, copil, frate, soră, om în vârstă, tu trebuie să faci două lucruri. În primul rând, să auzi cuvântul și apoi să-l împlinești. Asta înseamnă să asculți cuvântul. Vor fi oameni în iad care au ascultat 1000 de predici de pe YouTube și nu au împlinit nimic, să știți. Și în biserică, și ce vreți voi. Nu-i suficient să auzi. Ei trebuie să împlinești. Dumnezeu vorbește și spune, în momentul când auzi și împlinești, înseamnă că asculți de cuvântul Domnului. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, am urmărit oamenii în viață. Vor și umblă după binecuvântări. Și aleargă la presbiteri și la păstori și la proroci. Și nu-i pocăit cum trebuie, dar se botează că vrea o fată care să fie curată. Că el a făcut de toate în viață. Și vrea să facă cumva să prindă binecuvântarea și crede că Dumnezeu îl înșală. Dragii mei, ascultați-mă, nu există binecuvântări nici în Biblie, nici în prorocii care să nu fie însoțite de condiții. Și dacă ați avut vreo prorocie în care Domnul v-a spus și v-a promis de toate și nu v-a cerut nimica, aruncați la gunoi prorocia aceea. Că nu-i după voia Domnului. Am un prieten proroc, un om al lui Dumnezeu și într-o seară Domnul i-a vorbit, a vorbit prin el unui tânăr din biserică și a zis, Domnul, dacă vei face asta și asta, te voi binecuvânta așa, 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 așa. Și omul ăsta a mers cu telefonul după fratele proroc, după prietenul meu, în hol. Frate, zice, ce-a zis Domnul că o să-mi dea? Și prorocul a fost atent, că băiatul urmărea numai binecuvântarea, nu urmărea și condiția. Și a zis, înainte să spună Domnul ce o să-ți dea, tu ți-a rupt să faci ceva. Și el a zis, lasă aia, zice, ce-a spus Domnul că-mi dă? Dragii mei, nu cumva suntem și noi la fel uneori? Am vrea să beneficiem de binecuvântare, dar Dumnezeu astăzi spune, mai întâi tu trebuie să asculți, să umbli în sfințenie, să umbli în părtășie cu Domnul și Dumnezeu te va binecuvânta. Slăvit să fie Domnul. Condiția pentru blestem, nimeni nu vrea să fie blestemat din sala aceasta. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Opusul condiției pentru binecuvântare automat aduce blestemul. Deuteronom 28:15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini câte? Ce-ți place, nu? Toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Dragii mei, vreau să subliniez aici ceva foarte important. În momentul când cineva iese de sub ascultarea față de Dumnezeu, el intră automat, nu pe teren neutru. Noi nu putem să nu slujim nici lui Dumnezeu, nici lui Mamona, să fim așa neutri, nu. Lumea din jur și chiar unii botezați, chiar unii din adunare trăiesc o înșelare. Mă, dacă zice nu trăiesc cu Dumnezeu, zice trăiesc eu neutru. Nu-s nici binecuvântat, dar nici blestemat. Nu există asta. Când cineva nu este sub binecuvântare, intră automat sub blestem. De aceea, nu căderea în păcat, trăirea în păcat. Trăirea în păcat te va duce sub blestem. Uitați-vă la sfârșitul lui Iuda. Și aseară se citea despre el aici, ca unul care ținea punga. 3 ani și jumătate Iisus Hristos îi dă harul să se întoarcă și omul acesta nu se întoarce. Vreau să... Nu avem timp acum să citim tot capitolul din Deuteronom 7, dar vă rog acasă, faceți-vă timp, mai ales că e o zi de duminică când nu lucrăm. Citiți acasă Deuteronom 27, însă vreau să vedem câteva cauze a blestemelor care vin peste oameni. Blestemele nu le voi numera aici, le puteți vedea acasă, dar vreau să vedem câteva cauze. Că asta ne interesează pe noi mai întâi. Nu cumva am făcut ceva care să aducă blestem peste familia mea? Dragii mei, în primul rând, acceptarea în Deuteronom 27 spune despre acceptarea și închinarea la Dumnezei falși. Apoi, în Deuteronom 27 găsim o altă cauză care aduce blestemul, este lipsa respectului față de părinți.
Sper să mă audă toți copiii, da? Lipsa respectului față de părinți. Revenim la asta că e binecuvântare. Apoi, toate formele de nedreptate asupra străinului, spune Biblia, asupra văduvei, a orfanului, aduc blestemul. Apoi, imoralitatea. Și sunt copii aici, nu pot să intru în detalii. Citiți acasă în Deuteronom 27. În Rusia sunt deja hoteluri în care oamenii pot să practice zoofilia. Și voi ați înțeles, ei nu au înțeles, voi ați înțeles ce înseamnă zoofilie. Neascultarea față de legea lui Dumnezeu aduce automat blestem. Dragii mei, este un lucru interesat în Deuteronom 27, care nu l-am văzut ani de zile. Când Dumnezeu enumără binecuvântările, nu le spune la popor să spuneți amin la fiecare binecuvântare. Că omul oricum spune amin la binecuvântări, nu? Dar știți că la blesteme Dumnezeu le spune să spuneți amin? Și tot poporul să zică amin. Acum Dumnezeu când le spune să zică amin, nu înseamnă că Dumnezeu vrea să le se întâmple aia. E ca și cum eu îl iau pe copilul meu și spun, auzi, dacă nu mă ascult, o să încasez. Ai înțeles? Și el spune da. Adică eu nu vreau să-l pedepsesc. Dar eu vreau să-l fac să înțeleagă că neascultarea de părinți îl va duce la pedeapsă și Dumnezeu îi spune poporului. Acum imaginați-vă cu ce greu spunea poporul după fiecare lucru. Amin. Amin. Era foarte greu să spun. Dar Dumnezeu vrea să întipărească în mintea acestor oameni că aceste criterii, aceste cauze duc într-o zi la blestem. Dragii mei, pentru că e binecuvântare de copil, vreau să insist, binecuvântare de copii, nu există om care să se bucure din plin de binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu-și respecte părinții. Vreau să fac o subliniere pentru tineri. S-ar putea să nu fii de acord cu părintele în tot ce spune el. Poate părintele tău e nepocăit. Dar vreau să spun ceva. Biblia, dacă părinții sunt credincioși, își cere ascultare și dacă nu sunt credincioși, sau de exemplu te-ai căsătorit și părinții sunt credincioși, tu trebuie să-i respecti. Nu mai ești obligat să asculți după căsătorie de ei, dar trebuie să-i respecti. Citeam despre un frate care ani de zile a avut eșecuri în viață, a mers la mărturisire și păstorul i-a spus, hai să mergem pe fir. Și aș vrea frate slujitor să fie foarte atenți. Am înțeles în ultima perioadă, vorbim și cu alți frați în vârstă, că sunt păcate care au venit după 30 de ani, după 20 de ani. Și o mărturisire sumară și o rugăciune nu-i va scăpa pe oameni, să știți. Pentru aia trebuie mers în spate, până când omul acela poate a fost mic. Și păstorul l-a întrebat și i-a spus, măi, văd că ai multe probleme, multe eșecuri, multe falimente. Și a pus o întrebare păstorul sub călăuzirea Duhului Sfânt, cum a fost relația cu tatăl tău? Și atunci bărbatul a plecat capul și a zis, frate păstor, l-am urât până la moarte. Și a zis, ura ta a atras blestemul. Și diavolul, din cauza urii tale, are intrare să-ți facă ravagii viața. Omul acesta, dragii mei, spunea această întâmplare, o parcurs aproape 1000 de kilometri, o mers până la mormântul tatălui. Nu să ceară iertare tatălui, dar o mers până la mormânt ca să fie durerea cât mai mare, să fie liberarea cât mai mare și acolo lângă mormânt. S-a rugat Domnului și a spus, Doamne, te rog să mă ierți pentru că mi-am supărat tatăl, pentru că l-am urât și te rog să mă eliberez de blestemul acesta pe care l-a adus neascultarea. Dragii mei, el mărturisea mai târziu că viața lui s-a schimbat din frustrare, din eșec, în înfrângere și în biruință, pentru că este un Dumnezeu care poate înlocui blestemul cu binecuvântarea. Slăviți să fie numele Lui! Vreau să vorbesc în minutele care urmează despre autoritate. Dragii mei, să știți că principiile autorității, deși nouă poate nu ne place, sunt deosebit de importante, mai ales în lumea spirituală. Faptul că eu, de exemplu, nu sunt de acord cu gravitația sau că cineva nu e de acord cu gravitația și se aruncă de la etajul 10, nu înseamnă că gravitația ascultă de el și zice, mă, dacă tu nu ești de acord, zice, mă dau în spate și nu te mai atrag și o să plutești așa până aer. Nu. Sunt oameni în lumea de astăzi care nu sunt de acord cu Dumnezeu. Faptul că el nu e de acord cu legile lui Dumnezeu, cu Biblia, nu înseamnă că poate anula blestemul de pe viața lui. Faptul că tu nu ești de acord cu tunetul sau cu fulgerul, nu înseamnă că tunetul și fulgerul nu se mai întâmple. Înțelegeți? Pentru aia vreau să revenim la autoritate, dragii mei, pentru că sunt oameni care o pot accepta sau o pot respinge, dar cursul vieții lor va fi hotărât de aceste principii. Să știți că autoritatea supremă este Dumnezeu Creatorul.
Slăvit să fie numele Lui. Uneori Dumnezeu își exercită autoritatea în mod direct, dar de cele mai multe ori Dumnezeu deleagă autoritate. Și spune Iisus Hristos, Matei 28:18, Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea, Cornilescu a tradus greșit aici, originalul spune toată autoritatea mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. Acum ați înțeles de ce ne rugăm în numele Domnului Iisus? Că El are autoritatea primită de la Tatăl în mod direct. Că Iisus Hristos o deleagă mai departe, asta e o altă, un alt lucru care vrem să-L atingem astăzi. Spune Domnul Iisus Hristos, mergeți! V-am dat putere, v-am dat autoritate asupra duhurilor, asupra demonilor. Apoi vreau să spun că o persoană pe care are autoritate, Biblia o numește cap. 1 Corinteni 11:3, că vreau să ajungem la familie, dragii mei. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Dragii mei, ce legătură este între autoritate și binecuvântare și blestem? Vreau să vă spun că în funcție de nivelele de autoritate, imaginați-vă ca un cablu care coboară din cer de la Dumnezeu, un cablu gros, da? Apoi ajunge la Iisus Hristos și apoi se împarte în multe fire, la ucenici, la păstori, la presbiteri, la diaconi și apoi merg fire mai subțiri către familii. Vreau să vă spun, dragii mei, că în lumea spirituală, în relația blestem și binecuvântare, se ține foarte mult cont de autoritate. Fac o paranteză. Cunosc oameni cu dar de eliberare care au mers la rugăciune să elibereze anumiți oameni posedați. S-au rugat, s-au retras și au spus, Duhul care este aici, eu încă n-am autoritatea necesară ca să pot să-l scot. S-a retras, a plecat unde stă el și a fost trimis proroc de la Oradea, care s-a rugat și a fost eliberat. În lumea duhurilor sunt nivele de autoritate. În lumea îngerilor sunt nivele de autoritate. Heravim, serafim. Îngeri obișnuiți. Dar vreau să revenim la familie, dragii mei, pentru că aici se întâmplă cele mai mari tragedii. Din poziția de autoritate în care ești ca tată sau ca mamă, poți să rostești cuvinte de blestem sau de binecuvântare. Fără să-ți dai seama sau în mod voit. Se vorbea aici despre Isaac. Uitați-vă, Isaac pentru Iacov, din poziția de autoritate rostește o binecuvântare și pentru Esau rostește un blestem. Vreau să vă spun, să vă întreb ceva, s-o prieți o rostit el? Da. Ajunge mai târziu exact ce a spus omul acesta. Să se întâmple. Pentru că avea o poziție de autoritate ca și cap în familie. Dragii mei, vă aduc aminte de Laban, un alt caz greu. Omul acesta merge să-și caute terafimii lui, să-și caute idolii lui. Și în Geneza 31:30, te rog să afișezi. Îl întreabă pe Iacov, acum, odată ce ai plecat pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat? Dumnezeu, și vreau să fim foarte atenți aici. Fără să ne dăm seama, putem rosti blesteme ca și părinți. Dragii mei, Iacov, ca să-și demonstreze nevinovăția, pentru că el nu știa că, noi știm pentru că am citit în Biblie, el nu știa că soția lui, da? Rahela i-a furat. Omul acesta a auzit și spune, Geneza 31:32, dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. În fața fraților noștri, cercetează și vezi ce e la mine din ale tale și ia-ți-i. Iacov nu știa că Rahela i-a furase. Dragii mei, faptul că Iacov nu și-a dat seama că vorbele lui de blestem erau îndreptate spre soția lui Rahela, nu o anula blestemul. Vorbe spuse poate chiar din neștiință. Dar acum întrebarea mea este de ce s-a prins blestemul de Rahela? Dragii mei, cuvintele lui Iacov erau rostite din autoritatea de soț. Greșeala Rahelei a fost că prin intrarea în posesie a zeilor falși a intrat în domeniul ocultismului și al idolatriei și în momentul acela blestemul a avut putere. Dacă tu trăiești în sfințenie astăzi, vreau să spun ceva. Orice cuvânt s-ar rosti împotriva ta nu are putere. Dar vreau să spun ceva. Diavolul
Ia blestemul acela și umblă după tine 20-30 de ani în viață. Și în momentul când te compromiți cu păcatul, de 7 ori se face mai rea starea, ca și cum ai fost înainte. Și ajunge un om din discotecă care nu a fost pocăit să se poată pocăi mai ușor decât unul care a fost și a căzut. Să nu uitați asta. Dragii mei, soțul, acum noi știm mai departe, nu? Că la scurt timp după aceea, câteva capitole, Rahela moare în timpul nașterii. Blestemul acela a ajuns. Vreau să vă spun astăzi că soțul și soția au o autoritate asupra copiilor. De aceea e foarte important ce cuvinte rostesc aceștia. Dați-mi voi să vă dau câteva cazuri, o spun pentru ei, dar o spun și pentru voi. Citeam despre un tată care a avut 3 copii. Primul a fost, acum primul născut, îți intră la suflet, al doilea a fost mai neîndemânatic. Și omul acesta mereu l-a batjocorit. Taică-sul l-a batjocorit mereu și i-a spus, nu te descurci deloc. Ai 2 mâini stângi. Mărturisea băiatul acesta după 30 de ani de viață, când trebuie să fac ceva cu mâinile, încă mă simt stânjenit și nu sunt sigur. Pentru că tatăl meu, din poziția de autoritate, a rostit un blestem. Nu știu de seama că o blestemat. O rostit niște cuvinte ieftine. Și aceste cuvinte au avut intrare. Mi-aduc aminte de o fată, stătea în fața oglinzii, avea mari probleme cu acneea. Și doctorul i-a recomandat o cremă specială pentru coșuri. Și taică-s-o în fiecare dimineață ducea copiii la școală și într-o dimineață s-a enervat taică-s-o la culme că din cauza oglinzii ei și din cauza coșurilor o întârzia el la servici. Și taică-s-o spus așa, nu vei scăpa niciodată de coșurile tale. O spus la mânii, o spus la nervi, cuvintele acestea. Dragii mei, mărturisea fata după 20 de ani, mai târziu, când avea vreo 30 și ceva de ani, când era deja căsătorită, încă avea probleme cu acneea. Pentru că un tată la mânie a rostit niște vorbe. Dintr-o poziție de autoritate. Sunt părinți care, de exemplu, poate nu le convine partenerul pe care fata sau băiatul și l-a luat și la nervi sau la supărare rostesc un cuvânt. Citeam despre o mamă la logodna fetei nemulțumită de genere a rostit niște cuvinte grele și a spus așa, niciodată bărbatul tău nu o să te câștige niciun ban. Toată viața o să trească să muncești tu. Era nervoasă că nu i-a convenit ceva la genere. Și vreau să vă spun, ăsta e deja abuz de autoritate. Fără să dea să mă abuzezi de autoritate și rostești niște cuvinte care nu-s bune. Dragii mei, mărturiseau acești doi soți și soție după ani de zile în fața unui păstor din America. Mărturiseau plângând și spuneau așa, oriunde se angajează soțul meu, nu iese nimic. Ai dat afară de la servicii, trebuie să muncesc eu. Bineînțeles, oamenii s-au mărturisit, au trebuit ca ei să-și ierte mama, da? Și apoi s-a făcut rugăciune de eliberare și de oprire a blestemului. Dar, frate și surori, n-ar trebui să ne facem azi verificare? Să fim atenți la cuvintele care le rostim ca părinți? Amin. Ca și slujitori, e foarte important ce cuvinte rostim din poziția de autoritate pe care o avem. Acum parcă înțelegem mai bine Matei 18 cu 18, nu? Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Pentru că e același cablu care merge până sus. Și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Un pastor, s-a mutat cineva dintr-o biserică și un pastor supăra că era un om cu bani și ăsta a ajutat mult la biserică și la construcție. Au zis să nu-ți meargă oriunde mergi, să nu te mai simți bine. Nu vegheat, pastor. Dragii mei, vreau să vă spun că din acel moment omul ăsta a intrat în faliment. Cuvintele păstorului nu au fost bune. Și o trebuie să meargă la mărturisire omul acela, să se împace cu păstorul, să fie din nou o relație bună. Dintr-o poziție de autoritate s-au rostit niște cuvinte grele. Vreau în ultima parte a mesajului să ne oprim la cea mai grea parte a blestemelor. Blestemele autoimpuse. Adică blestemele pe care ți le faci tu singur. Prin cuvintele noastre, dragii mei, putem atrage binecuvântarea sau blestemul, să nu uităm asta. Vă aduc aminte de un pasaj foarte delicat din Biblie, despre Petru. Te rog să afișezi Marcu 14 cu 71. Omul acesta de 3 ori este întrebat. Ai fost dintre oamenii aceia, ai fost dintre ucenici, da? Și ascultați, vă rog frumos, noi trecem ușor peste pasajul acesta. Atunci el a început să se blesteme și să se jure. Nu cunosc pe omul acesta de care vorbiți. Faceți onoare.
Nu știu dacă realizați, în momentul acela el pierde calitatea de ucenic în Hristos. Cum îmi dau seama de cuvintele care le spun astăzi? Și nu sunt cuvinte ușoare care le spun. Ascultați mai târziu. Marcu 16:7. Duceți-vă de spuneți ucenicilor lui. Și lui cui? Și lui Petru. Dar eu vreau să vă întreb, dacă Petru era ucenic, de ce mai trebuie să zică Domnul și lui Petru să-i spuneți? Dragii mei, prin blestemul pe care și l-a cerut Petru singur, el a ieșit din poziția de ucenic. Știți unde are loc reabilitarea lui Petru? În ultimul capitol din Ioan. De 3 ori a fost întrebat Petru, ești dintre ucenici, ești dintre oamenii aceștia? Și el s-a jurat și a blestemat și a zis, nu! Știți că de 3 ori vine Iisus Hristos și spune, Petre, mă iubești? Pentru că în momentul când Petru s-a jurat și s-a blestemat, el s-a detașat de poziția de ucenic. Și în momentul când Petru a zis, Doamne, te iubesc, Doamne, el nu s-a dat seama, dar Iisus Hristos a vrut să-l facă, să mărturisească cu gura lui. Că, din nou, îl iubește pe Iisus Hristos? Că îi pare rău de ce-o făcut și în momentul acela, dragii mei, vreau să vă spun, dragii mei, că pentru fiecare mărturisire greșită, Petru are o mărturisire corectă și pe această bază el este repus în drepturi ca ucenic. Uitați-vă la Rebeca care îl îndeamnă pe Iacov. Sunt blesteme, dragii mei, care le atragem asupra noastră fără să ne dăm seama. Îl îndeamnă Rebeca pe Iacov să meargă la tatăl lui să ia binecuvântarea și Iacov se teme și spune, da, Doamne, zice, mami, dacă o să mă pune mâna pe mine... Și ia blana aia, zice, și ascultați ce spune. 27:13. Mama s-a zis, blestemul acesta, fiule, să cadă peste? Peste mine, ascultă numai sfatul meu și du-te de adumil. Dragii mei, planurile Rebecca i-au reușit. Băiatul ei obține binecuvântarea. Însă uitați-vă să vedeți că din momentul acela, Rebecca toată viața are o viață tristă. Nu scrie Biblia că s-ar mai fi întâlnit cu băiatul ei vreodată să se poate bucura de turmele de oi. Dimpotrivă spune Biblia, ascultați, Genesa 27:4-6, în ce stare intră Rebecca, m-am scârbit de viață. M-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Vă mai dau un exemplu, Pilat. Să vedeți, dragii mei, e foarte important lucrul acesta. Al blestemelor care, fără să ne dăm seama, poate te jur sau cine știe ce faci, ți-a tras blestemul. Pilat vrea să-l scape pe Iisus. Ce spun preoții? Știți ce spun preoții? Matei 27:24. 27:25. Timpul zboară. Tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dragii mei, vreau să vă spun că aici sunt două blesteme deja. Blestemul autoimpus peste ei, peste generația lor și blestemul relațional peste generațiile care urmează. Știți că generația aceea care a spus sângele nostru, sângele lui să cadă asupra noastră, a fost o generație peste care au venit romanii. Ori înconjura Ierusalimul și pe cine n-o ucis, o luat rob. Știți că după blestemul acesta, 19 secole, până în 1947, evreii sunt împrăștiați în toată lumea și sunt loviți și sunt măcinați și sunt uciși și trăiesc ca un popor atât de groaznic, atât de chinuit, până ce are loc din nou unificarea statului Israel. Atenție la cuvintele care le rostim. E greu să le amintesc de la amvon, dar atenție. Uitați-vă cum spun oamenii din jur, să mor eu, zice, dacă nu e așa. Asta e blestem autoimpus. Nu mai suport. Mie mi se întâmplă întotdeauna. Dragii mei, știți ce bucuros e diavolul când spune în cuvintele astea? Numai eu mă îmbolnăvesc, numai eu am probleme cu boala asta. O să ai probleme și mai departe cu asta. O zis o mamă, doar peste cadavrul meu treci, dacă te-ai vorbit cu asta. Atenție mare, frate sorori, atenție mare. Mai bine mor, spune cineva, decât să te continui așa. Ce rost are să mai trăiești? Dragii mei, oamenii, ascultați-mă bine, care folosesc acest limbaj, invită duhurile pentru că cuvintele noastre au putere să ia în stăpânire. Trebuie să fim conștienți că cea mai mare luptă e lupta cuvântului pe care îl rostim. Diavolul, vreau să vă spun, dragii mei, că așteaptă orice prilej să ia cuvintele noastre, să le aducă înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, El a spus asta. Și pentru că El a spus, să-i faci. Mi-aduc aminte acum de Iov. Noi avem impresia că atunci când ne merge greu, când e cel mai greu, când vine suferința sau boala, diavolul zice, nu, acum îți dau răgaz. Dimpotrivă, când ai cel mai mare probleme, atunci vine diavolul să smulgă un cuvânt de la tine. Ce-o spus soția lui Iov? Bleastă-mă! Bleastă-mă pe Dumnezeu și mor, dragii mei, ăsta e scopul final al diavolului. Să
ia blestemul din gura unui copil al lui Dumnezeu. Și blestemul acesta nu era împotriva soției. Era blestem împotriva celei mai mari autorități din univers. Și l-ar fi terminat pe Iov pentru totdeauna. Diavolul n-a avut treabă cu boala lui Iov mai întâi. Diavolul n-a avut treabă, dragii mei, cu faptul că Iov poate predica sau cine știe ce făcea. Diavolul stătea lângă Iov să smulgă un cuvânt de blestem. Și cu acel cuvânt să meargă înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos! Iov 1:22. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, asta vrea diavolul. De ce unii copii au ajuns în eșecuri mari, s-au răzvrătit împotriva autorității? De ce unele familii au ajuns în eșecuri, s-au răzvrătit împotriva slujitorilor? Vreau să mă apropii de final spunându-vă că suntem astăzi în locul în care dă Dumnezeu binecuvântare. Și spun, Doamne, mai dă binecuvântare. În Psalmul 133, Dumnezeu ne spune că un loc în care El dă binecuvântare este în biserică. Psalmul 133:3, acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Ce important e binecuvântare? Apoi Dumnezeu îți poate da binecuvântare la servici. Eu nu cred că un om al lui Dumnezeu la servici nu-i binecuvântat. Ascultați, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Psalmul 128:2. Dumnezeu poate da binecuvântarea în familie. Psalmul 128:3. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Va urma ca noi să rostim binecuvântarea. Pentru aia, dragii mei, e foarte important ce rostim. Parcă așa ne plictisim deja când cineva spune Domnul să te binecuvinteze. Știți ce e important de lucrul acela? Vorbeam cu un frate aseară, ce frumos, copiii noștri merg în biserici la țară unde sunt câțiva oameni în vârstă și cântă și slujesc acolo. Dragii mei, cea mai mare binecuvântare este să te însoțească binecuvântările unui om bătrân care a trăit cu Dumnezeu și dintr-o poziție de om plăcut lui Dumnezeu spune, Doamne, binecuvântează acești copii. Știți ce mare lucru acesta? Iov, când ajunge în necaz, el spune, am făcut bucuriei văduvei. Am făcut bucurie văduvei. Mă însoțesc niște binecuvântări astăzi. Mă însoțesc niște rugăciuni. Doamne, lucrează mai departe. Și închei contemplare ca să vedeți ce importante sunt cuvintele. În 1992, doi tineri, Jim și Mike, au urcat pe un munte, pe muntele Rainier. Și acolo s-a întâmplat ceva. Ei au vrut să cucerească acel munte, însă la întoarcere cei doi alpiniști au căzut într-o grotă, într-o crevasă glaciară, se numește, 25 de metri. Dragii mei, Mike a murit, Jim a supraviețuit și Jim povestește mai târziu că a rămas acolo în grota aceea și avea 25 de metri de urcat, de gheață. Era imposibil pentru un om să facă lucrul ăsta. Dar urmăreau niște cuvinte. În momentul când el povestește lucrul acesta, el spune, când eram copil, lucram cu tatăl meu și vopseam acoperișuri abrupte la 12 ani și turnuri foarte înalte. Mama noastră era cam speriată să nu cumva să cădem, dar tatăl meu mereu spunea, Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu îți va da binecuvântare, tu poți să faci asta. Tu o să ajungi un tânăr care o să urce, nu pe o clădire, pe un munte o să urce într-o zi, tu poți, tu ești binecuvântat. Dragii mei, în timp ce Jim stătea acolo rănit și lipsit de experiență în a urca un ghețar, și-a adus aminte de cuvintele tatălui lui, cuvinte de binecuvântare. Și vreau să vă spun, dragii mei, că prin eforturi supraomenești, 5 ore, timp de 5 ore, a reușit să urce acel ghețar, acea grotă și a ajuns afară și a ajuns să fie salvat. Dragii mei, cuvintele noastre au putere. N-ai vrea astăzi, totdeauna când copilul tău pleacă din casă, să-i dai o binecuvântare? N-ai vrea, indiferent, poate nu-ți convine cu cine să o căsători copilul tău. Am întâlnit părinți, n-au venit la nuntă la copiii lor, de ciudă, că nu știu la pe cine au vrut de ei. Ascultă-mă ce spun. După ani, mărs părinții și-o iertare. N-ai vrea să rostești. Știi ce e important în ziua nunții copilului tău? Poate nu au făcut că exact cum ai vrut tu. Dar dacă tu îl vei însoți cu binecuvântare, Dumnezeu poate schimba orice blestem în binecuvântare. Poate a plecat la lucru în Spania, în Italia, nu știu unde a plecat. Soțul tău este din casă, știi ce important e să-i spui?
Du-te cu binecuvântarea Domnului. Să te însoțească mâna Lui, să te însoțească binecuvântarea Lui. Frate și surori, sunt cuvinte grele. E un mesaj greu. Nu pot să închei fără să vă spun dacă unii ați avut și ați aveți anumite falimente care se repetă. Sunt familii cu cazuri de sinucidere repetate în familie. Sunt familii care au avut accidente repetate. Și se pot trage de la un blestem. Ia un slujitor deoparte. Mărturisește-te săptămâna care urmează. Cere rugăciune de eliberare. Rezolvă-ți trecutul. Și vreau să spun ceva. Vei avea o viață binecuvântată. Nu înseamnă că nu o să mai ai necazuri și probleme. Dar vreau să spun ceva. În blestem Dumnezeu nu-i cu noi. Nu zice Dumnezeu către evrei. Voi fiți acolo, faceți ce vreți voi și când vine blestem, eu vin să vă scap. Nu, nu, nu. Dar necazuri. Cea mai mare binecuvântare, nu să n-ai necaz. Cea mai mare binecuvântare în necaz. Să spui Tată și El să vină lângă tine. Doamne, binecuvântează această familie. Dar când stropești peste ei, să stropești și peste noi. Și când ce binecuvintezi tu? Rămâne binecuvântat. Amin.